bicicliștii s-au întâlnit în Piața Unirii din municipiul Deva, după care au pornit într-un tur al orașului. La marș au participat zeci de iubitori ai sportului pe două roți, care spun că au răspuns aceste inițiative din plăcerea de a se întâlni cu toți cei care au această pasiune, dar și pentru a sensibiliza autoritățile cu privire la amenajarea mai multor piste pentru biciclete. E o acțiune de sensibilizare a opiniei publice, să vadă toți participanții la trafic faptul că existăm, că și noi facem parte din trafic și să atragem și atenția autorităților, poate ne fac ceva mai multe piste și în tot orașul. Deva este un oraș totuși destul de mic față de alte orașe mari. Nu spun că nu trebuie pista de biciclete, trebuie, dar poate nu atât de multe câte e nevoie în Sibiu sau Timișoara sau așa ceva. Mie mi-ar place ca aceste două lucruri, pistele de biciclete și numărul oamenilor care merg pe biciclete, să crească în paralel. Pe măsură ce vedem mai mulți bicicliști pe șosele sau pe lângă ele, primăria să se sesizeze și să facă pentru fiecare sută de bicicliști câte 100 de metri de pistă de biciclete. În plus, aceștia consideră că mersul pe bicicletă are mai multe avantaje. În primul rând, ajută la menținerea sănătății, iar înlocuirea mijloacelor de transport motorizate cu bicicletele reduce poluarea și ajută la protejarea mediului. Cred că ar trebui ca lumea să folosească mai mult bicicleta decât mașina. Ar fi mai puțină poluare, s-ar elimina grăsimea excesivă, inclusiv colesterolul, alte boli de inimă, ar fi mult, ca să zic așa, perimate, oprite și cred că este și ceva care are un efect și asupra psihicului, pentru că mens sana in corpore sano, adică corp sănătos, bineînțeles, și minte sănătoasă. Pentru eliminarea sedentarismului și să lucreze sistemul osos, sistemul muscular și aparatul circulator și respirator. Pentru asta, pentru sănătatea omului. Bicicliștii doresc ca această acțiune să devină constantă pe toată perioada sezonului cald și să se întâlnească la fiecare sfârșit de săptămână.